cât de bună a fost centrarea. Aici o depozitare corectă, o pasă pentru Ademi, să-l vedem, scapă Ademi în lateral, pasează însă slab și îi permite lui Maier să respingă. Să intervină unul de stat de mare jucători în acea zonă, este frumosă, propria jumătate de punta, Otele, poziție centrală, se vede continuarea să mergea pe stângul, Otele se duce în lateral, centrează, de multă calitate. Alături de alt veteran, Eugeniu Cebotaru, care se află pe banca de rezerve în această seară. Adică au revenit la un nivel bun. Dacă i-a ajutat, joacă în mod constant la Petrolul, Ionuță, cu realizări, a rapid. Intrare acum, o intervenție acilă. Pentru lantării, apărarea, vedem aici o greșeală lui Takayuki Seto. Încearcă să profite Marcelo Lopez, Myers intervine prin alunecare și... care de la margine pentru voluntari repune mingea în joc, Vlad în centru la Meleche, bună pasa între linii la rață, jocul este oprit. Mingea Burcini călcările Taras de Momadu Diab, Fernandez din prima, îl prind însă prea stat și aici pe Adi Băran și replica Petrolului poate veni chiar acum, Myers ca o veritabilă extremă, îl presează Deist. Care spunea că, evident, toată lumea a observat că Rapidului îi place să aibă mingea, îi place să joace și atunci a spus nu ne vom grăbi, nu ne vom arunca, deși aici un balon aruncat pentru Gheorghi Pașov, centrarea acestuia se dezechilibrase. Ne-a ajutat clubul cu 100.000 de euro. Petrolul, se știe, are ceva probleme financiare pe care le-a adus ea după promovarea din Liga a doua, iar Gabi Tamaș a făcut acest deces. Centrarea lui Țicu forță, mingea trece prin fața forții lui Moldova. De la Rapid în jurul lui Jair. Ideea e că Jair a putut să iasă din trei, de ce? Pentru că acei patru oameni de la Rapid n-au fost preocupați să marcheze coincidenții lui Jair. Și i-au lăsat complet liber, l-au lăsat să iasă. Niciodată pe terenul Petrolului, Ucluș a înregistrat totuși 9 rezultate pozitive și 9 remise în cele 36 de deplasări. Murit mult prea târziu, trebuia să strângă, să vină lângă adversarul.